Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Telejurnalul Regional. Zeci de angajați ai Alros Latin au protestat în fața uzinei nemulțumiți de salarii. Vă spun mai multe mai târziu în Telejurnal. Acum să urmărim titlurile ediției. Rămâneți cu mine! Pericol de explozie pe o stradă din Râmnicu-Vâlcea după ce un șofer a lovit cu mașina un racord de gaze. Bărbatul care a furat din casa primarului din comuna Dârvari 100.000 de euro a fost prins de polițiști. Cunoscută și ca drumul regelui, șoseaua a fost redeschisă, iar primii turiști au urcat pe Transalpina. Pericol de explozie pe o stradă din Râmnicu-Vâlcea după ce un șofer a lovit cu mașina un racord de gaze. Mai multe persoane care locuiesc în zonă au fost evacuate, iar strada pe care s-a produs incidentul a fost închisă. Pentru a remedia avaria, echipele de intervenție au închis vana centrală de alimentare cu gaz. Avaria a fost remediată după aproximativ o oră. Alarma s-a dat în jurul orei 11 și 15 minute. Inspectoratul pentru situații de urgență Vâlcea a trimis la fața locului 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj pentru descarcerare. Din cauza emisiei mari de gaze, în zona a fost pericol de explozie. Echipele de intervenție au evacuat populația din toate imobilele aflate în apropiere și au interzis accesul mașinilor și trecătorilor. Nici nu putem vorbi, dar trebuie să ne putem. Din cauza gazelor. Cauza, sigur, presiune de gaz care, dacă vă cerți mai încolo, mireasa gaz înfiorător. E și pericol de explozie, grozav, de asta ne îndepărtează tot. Au venit pompierii și ne-au avertizat să închidem geamurile și eventual să e mai bine să ieșim afară. După aproximativ o oră, angajații de la Distrigaz au reușit să închidă vana centrală de alimentare cu gaz, iar echipele de la ISU s-au putut apropia de racordul avariat. Era pericol foarte mare de explozie, degajările de emisiile de gaze sunt foarte mari. Noi am pregătit și un mesaj ro alert, dar situația operativă nu am mai impus transmiterea acestuia, am luat toate măsurile necesare pentru întâmpinării unor scântei sau un foc deschis. Nici o persoană nu a fost rănită în urma acestui incident. Zeci de angajați ai Alros Latin au protestat în fața uzinei, nemulțumiți de modul cum a fost organizată activitatea societății după închiderea unor capacități de producție. Ei susțin că după foarte mulți ani munciți la Alro au ajuns să fie plătiți ca necalificați. Protestatarii cer și majorarea salariilor. Oamenii sunt deciși să continue pichetarea uzinei timp de o zi în fiecare zi a lunii iunie. Unii dintre angajații Alros Latina au demarat protestele nemulțumiți că în urma reorganizării și a schimbării locului de muncă le-au fost retrase o serie de drepturi și astfel li s-au redus veniturile. Salariul e foarte mic, muncă se cere foarte mult, se lucrează la 12 ore, la 16 ore când bași de grup sau așa. Salariul e undeva la 2200-2300, care e foarte mic. Am fost detașați la demolări cu V. Ni s-a spus că o să ne rotească. Am stat aproape 3 luni și după 3 luni ne-a venit să ne arate cu documente că ne ia grupa și vă dați seama, pe lângă grupă mai pică și alte zile de concediu și alte drepturi. După 33 de ani, categoria 6, acum am un muncitor necalificat la demolări cuve. Membrii sindicatului Solidaritatea cer majorarea salariilor cu 30% și sunt deciși să continue protestele demarate zilele trecute pe toată durata negocierii contractului colectiv de muncă. S-a hotărât ca acest protest să continue în fiecare zi. Pe întreaga perioada a lunii iunie. În fiecare zi lucrătoare. Deci de luni până vineri, de la ora 15:20, până la ora 16:20. În primul trimestru al acestui an, Alros Latina a raportat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Compania slătinană a raportat pentru aceeași perioadă o pierdere de 18 milioane de lei, cauzată de creșterea prețului la energie.
Autoritățile din Olt au finalizat evaluarea pagubelor produse de vijelia și ploile torențiale din seara de duminică legumicultorilor din grădinari. Valoarea acestora peste 2 milioane de lei. Raportul întocmit și aprobat în Comitetul Județean de Urgență Olt a fost înaintat către Ministerul Agriculturii și Guvern. Ministrul Agriculturii a promis sprijin pentru legumicultorii olteni afectați grav de fenomenele meteo. Pagubele sunt cu atât mai mari cu cât o parte dintre fermieri erau înscriși în programul Tomata și se pregăteau de recoltat. Autoritățile au finalizat evaluarea pagubelor, iar raportul aprobat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost înaintat către Ministerul Agriculturii și către Guvern. Folia distrusă de pe suprafața de solar a fost de, în valoare de 1.194.000 de lei. La structura metalică de asemenea au fost probleme și pagubele se ridică la 807.975 de lei și bineînțeles și culturile au fost, cultura de tomate în principiu a fost distrusă în proporție de 70%, ca și valoare undeva la 121.000 de lei, astfel încât pe total paguba produsă în pe raza localității Grădinari este de 2.123.952 de lei. Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu a anunțat la începutul acestei săptămâni că legumicultorii din grădinari grav afectați de fenomenele meteo de la finele săptămânii trecute vor fi ajutați pentru a-și reface solarile și a relua producția de legume. Bărbatul care a furat din casa primarului din comuna Dârvari 100.000 de euro a fost prins de polițiști. Este vorba despre un tânăr de 31 de ani, cunoscut cu antecedente penale din comuna Păsorită de Edil. Bărbatul a fost luat în cursul acestei zile de la domiciliu și a fost dus la IPJ Mehedinți pentru audieri. Polițiștii au mai găsit acasă la bărbat doar aproximativ un sfert din cei 100.000 de euro pe care i-a furat. Furtul a fost comis la sfârșitul săptămânii trecute, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În timp ce primarul și soția sa se aflau la un botez, hoțul a intrat în casa celor doi, deși în interior se aflau cei doi copii de 13 și 20 de ani ai familiei, ușa nefiind asigurată, s-a dus direct în locul în care erau banii, i-a luat și mai apoi a dispărut în noapte. După 3 zile de cercetări, polițiștii au reușit să-l prindă, iar inculpatul va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Mai multe cadre didactice de la școala gimnazială Anton Pan din Râmnicu Vâlcea și-au propus să transforme școala într-o școală a viitorului. Aceștia vor să-i ajute pe copii să-și dezvolte gândirea analitică și să-și dezvolte abilitățile de a găsi soluții noi de rezolvare a problemelor prin intermediul seturilor Lego. Profesorii vor derula activități inclusiv pe perioada vacanței, când vor organiza ateliere de vacanță pentru elevi din mediul rural. Beneficiarii acestei inițiative sunt elevi cu vârsta între 7 și 10 ani. RoboPan este un proiect care are ca scop desfășurarea unor lecții practice mult mai atractive decât cele prevăzute în programa școlară. Proiectul este structurat în două etape. Etapa de învățare, de care beneficiază 158 de elevi ai școlii gimnaziale Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, și etapa de mentorat, în cadrul căreia se vor organiza ateliere de vacanță pentru 60 de elevi din mediul rural. Proiectul urmărește să încurajeze elevii nu doar să-și însușească anumite concepte de știință, tehnologie, matematică, programare, dar și să-și dezvolte gândirea analitică, critică, să-și dezvolte abilitățile de a găsi soluții noi de rezolvare a problemelor prin intermediul seturilor Lego. Locul, fiți gata, ține-te bine, Maria, că pornește leagănul! Distracție pe Maria! Super! Programul vostru a funcționat exact cum l-ați creat. Rezultatele se văd mai ales și pe partea emoțională, relațională. Aceasta nu este o școală. Ei învață fără să-și dea seama, învață să se comporte unii cu ceilalți, să adopte un comportament prosocial. Și vă spun că rezultatele sunt atât de îmbucurătoare încât noi nici nu am avut vreodată în gând că am putea să le atingem într-un timp atât de scurt. Dacă ești întotdeauna deschis spre noua tehnologie, spre o nouă abordare, școala poate să fie distractivă. Îmi place cel mai mult la RoboPan, deoarece în loc să scriem și să facem activități obișnuite la școală, facem altceva și învățăm lucruri care
un elev le învață prin clasa 5-a. Mi se pare foarte frumos, deoarece noi ne putem distra și avem foarte multe abilități matematice. Învățăm din asta, învățăm să comunicăm, pentru că noi trebuie să vorbim, să vedem cum îmbinăm piesele. Și trebuie să folosim timpul eficient. Pur și simplu e armonie și nu ne certăm într-o echipă. Și mă bucur că toate echipele au reușit să fie așa. Copiii mai mari învață aceste lucruri, iar noi acum le învățăm prin joacă și asta o să ne ajute pe viitor. O să ni se pară o floare la ureche când o să învățăm robotica. Cadrele didactice implicate în proiect nu vor fi plătite. Din proiect fac parte 8 cadre didactice care se vor implica ca și voluntari în toate activitățile pe care și le propun și iată că elevii le apreciază foarte mult. M-am alăturat proiectului acesta, deoarece am fost eu personal curioasă, ca și cadru didactic îmi doresc întotdeauna să-mi îmbunătățesc cunoștințele și să fiu mereu pe placul copiilor, pentru că am observat că atunci când te faci plăcut ca și cadru didactic, automat orice ai preda devine plăcut pentru elevi. Pentru implementarea acestui proiect, cadrele didactice au la dispoziție 16.900 de lei, din care peste 9.000 de lei reprezintă cofinanțarea obținută prin fondul Științescu, în urma unui concurs de proiecte. Cea mai mare parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziționarea mai multor seturi Lego. Concursurile și olimpiadele școlare au fost reluate anul acesta după o pauză de 2 ani cauzată de pandemie. Elevii din Alexandria au reușit să obțină rezultate impresionante, mai ales în cadrul unor concursuri mai puțin obișnuite sau cunoscute, precum olimpiadele de neogreacă, de animator sau de pedagogie-psihologie. Elevii Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria au reluat anul acesta participarea la olimpiadele școlare. Adolescenții s-au întors cu premii de la toate concursurile la care au participat, atât la materiile clasice studiate în toate liceele, dar mai ales la olimpiadele precum cea de neogreacă sau de animatori. Roxana Fișcu a făcut parte din echipa de animatori a Colegiului Pedagogic și a obținut premiul special, animator de elită la faza națională a Olimpiadei Animatorilor. Nu m-am așteptat deloc, vă spun sincer, am fost atât de uimită de faptul că eu am luat premiul special, mai ales că nu pregătisem rolul, să-mi spun rolul meu de prințesă în fața lor. Cu toate astea am reușit să mă diferențiez de ceilalți și a fost extraordinar. Alexandra este în clasa a 9-a și la prima participare la Olimpiada de Geografie. Pentru mine a fost o experiență unică și mi-am descoperit o altă latura mea și am descoperit alți oameni, experiențe noi și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Eu, sincer, m-am bucurat că un copil își dorește foarte tare să participe la Olimpiada de Geografie, mai ales că după 2 ani de pandemie, când ei au fost online, nu, și ea fiind clasa noua, eu nu o cunoșteam foarte bine, dar ea tot insista, vreau la Olimpiadă, vreau la Olimpiadă. Și până la urmă am zis, dacă își dorește, înseamnă că o să fie ceva bun. Și, drept dovadă, s-a calificat la națională, a luat acolo un premiu și, așa cum a promis și ea, la anul va lua pe întâi. Eli Păun, olimpică națională la neogreacă, spune că sprijinul dascărilor a fost pentru ea foarte important. Pot spune că sunt îndrăgostită total de cultura elenă și de tot ce ține de mitologie și cum a contribuit aceasta la formarea societății actuale. Înseamnă și o calificare la etapa internațională și la Olimpiada am avut o singură probă, o probă scrisă, care a implicat exerciții de vocabular, gramatică și creație. Elevii Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria au obținut rezultate notabile și la concursurile județene și zonale de volei. 10 artiști din Turcia, Italia, Bulgaria, Republica Moldova și România s-au întâlnit și anul acesta în comuna Nenciuleș din județul Telorman la 5-a ediție a Taberei Internaționale de Pictură în Aer Liber. Artiștii se simt la Nenciuleș ca acasă pentru că au fost și de această dată adoptați pentru câteva zile de localnici. La finalul taberei, lucrările vor face obiectul unei expoziții. Artiști plastici din toată țara, dar și din străinătate, s-au întâlnit în Telorman pentru a-și etala talentul artistic și pentru a face schimb de idei creative. Pictorii și-au găsit inspirația în comuna Nenciulești și pentru că se simt deja ca acasă, se întorc în fiecare an. Rareș Cherecheș este din Sighișoara și a participat la toate edițiile taberei. De fiecare dată aici mă simt ca acasă, oamenii sunt primitori, sunt foarte plăcut și în general când mergi într-un loc știi, deja te simți ca o familie.
Oamenii și peisajele locului au inspirat-o și pe Galina Vieru, venită din Republica Moldova pentru prima oară în acest an. Am văzut multe locuri frumoase, sunt locuri pitorești, chiar dacă este un sătuc micuț, sunt locuri foarte frumoase. În special sunt căsuțe diferite de Republica Moldova, este arhitectură diferită, felul în care oamenii aranjează lucrurile. Sunt multe lucruri diferite, chiar dacă avem multe asemănări. Tabăra internațională de pictură de la Nenciulești a ajuns anul acesta la a cincea ediție. Fiind artiști, în general, noi ne cunoșteam, dacă nu fizic, după nume cel puțin, ne știm, au fost și artiști pe care nu-i știam personal, au venit, dar artiștii se integrează foarte ușor, comunică foarte ușor între ei. În viitor și artiștii români vor putea participa la o tabără asemănătoare în Turcia, datorită unui proiect internațional. Am propus înfrățirea între comuna Nenciulești și una dintre comunele din Turcia, în așa fel încât acest proiect de tabără internațională să urmeze și să fie continuat an bun de aici încolo. Sperăm ca mulți artiști cu renume internațional să vină în comuna Nenciulești, sperăm ca și artiștii telormăneni, pictori cu renume național să plece către Turcia. Lucrările realizate de artiștii prezenți în tabără se vor regăsi pe viitor într-un muzeu de artă internațională, amenajat chiar în comuna Nenciulești. Ar fi astfel printre puținele muzee de acest fel din țară. Primii turiști au urcat pe Transalpina, cunoscută și ca Drumul Regelui. Șoseaua a fost redeschisă și s-a umplut de mașini și motociclete. Deși suntem la început de iunie, la peste 2000 de metri altitudine, turiștii își pot face selfie-uri în zăpadă. Așteptarea a luat sfârșit pentru cei care voiau să tranziteze cea mai înaltă șosea din România. Nici nu a fost deschisă bine, că au și apărut primii turiști sau oameni care au afaceri în zonă și au început să facă pregătirile pentru oaspeți. Peisajul absolut magnific, zăpada combinată cu verdeața și cu stâncile de pe Transalpina ne oferă un peisaj unic. Vă așteptați să mai găsiți zăpadă chiar și acum la început de iunie? Sincer, mă așteptam să găsesc mai multă. Anul trecut a fost mult mai mult în perioada asta. Se pare că vremea a ținut și cu drumarii și cu turiștii și s-a dezăpezit mai repede și ne oferă posibilitatea să trecem pe Transalpina. De unde sunteți? Din Vaiden. Ați mai fost în anii trecuți? Da. Cum vi se pare șoseaua? Foarte frumos, foarte frumos. Sper să fie și bună, să nu rămânem înțepeniți, dar bănuiesc că nu. Sunteți printre primii turiști care urcă acum pe Transalpina. Înseamnă că suntem norocoși. De unde veniți? De la Ciocadia. Prima dată pe traseu, pe Transalpina? Da, prima dată. Știați? Poftim? Știam. Am fost și ieri în recunoaștere. Da, vă mulțumesc. Vreți să faceți traseul? Păi mergem până în Moldova. Și ciobanii care au stâne de-a lungul Transalpinei au pornit la drum. Ne bucurăm pentru că astăzi deschidem și noi porțile stânii, turmele vor urca la munte, așteptăm sezonul, așteptăm turiștii care au fost în ultimul timp mai vitregiți de libertate să vină să respire aerul curat de la munte. Aproape o lună au muncit drumarii să dezăpezească Transalpina. Au găsit nămeți chiar și de 7 metri. În pasul Urdele, troienele sunt mari și acum, la început de Cireșar. Se va circula în următoarele condiții. Restricționată viteza de circulație pentru siguranța participanților la trafic la 30 de km pe oră. Intervalul orar în care se poate intra pe acest sector de drum este 7:21 și masa maximă autorizată a autovehiculelor este de 3,5 tone pentru accesul pe acest sector de drum. Toate aceste condiții au fost luate pentru siguranța participanților la trafic, pentru că este un drum montan, un drum turistic și atunci trebuie să ne asigurăm că toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite și participanții la trafic vor traversa acest drum în condiții maxime de siguranță. Transalpina tranzitează 4 județe și este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume. Un ambasador al sportului a fost premiat la Târgu Jiu. Cel mai mare antrenor român în activitate, Mircea Lucescu, a primit titlul de doctor honoris causa din partea Universității Constantin Brâncuș. Antrenorul celor de la Dinamo Kiev a participat la ceremonia care a avut loc la Târgu Jiu.
În vârstă de 76 de ani, Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a primit titlul de doctor honoris causa din partea Universității Constantin Brâncuș la propunerea președintelui Senatului UCB, Horațiu Gorun. Evenimentul a făcut parte din manifestările dedicate sărbătoririi a 30 de ani de la înființarea Universității din Târgu Jiu. Mulțumim încă o dată excelenței sale, domnul Mircea Lucescu, nou membru al Comității Academice al Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, pentru că a acceptat de a ne face onoarea să intre în echipa noastră. Mircea Lucescu antrenează în prezent formația ucraineană Dinamo Kiev, iar anul trecut a fost desemnat cel mai bun antrenor din Ucraina. Sportul este o activitate extraordinar de importantă și care ajută în primul rând la formarea noastră individuală, din toate punctele de vedere, și al sănătății, și mentale, și doar. De aceea, sigur, la insistențele domnului Daniel Nanu și a prietenilor mei, am venit și mai ales că am avut acasă pe cineva care mi-a spus cum ai putea tu să refuzi Târgu Jiu. Și am zis, da, într-adevăr, Târgu Jiu nu poate fi refuzat. Anul trecut, Lucescu a fost desemnat cel mai bun antrenor român al anului, titlu pe care l-a mai primit de 5 ori. Mircea Lucescu a antrenat 12 ani în Ucraina, perioadă în care a câștigat de 8 ori titlul, 6 cupe ale Ucrainei și 7 supercupe. De asemenea, a cucerit Cupa UEFA, iar participările în Liga Campionilor i-au permis să adune peste 100 de meciuri internaționale. Doi oameni de cultură britanici vor fi numiți cetățeni de onoare ai Craiovei, regizorul de teatru Declan Donnellan și scenograful său Nick Omerod. Solicitarea a venit din partea Teatrului Național Marin Sorescu, care s-a ocupat zilele acestea de organizarea celei de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare. Mai multe detalii aflăm la interviul zilei de la Vlad Drăgulescu, directorul artistic al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Municipiul Craiova va mai avea doi cetățeni de onoare. Spuneți-mi, vă rog, despre cine este vorba? Este vorba despre Declan Donnellan și Nick Omerod, doi artiști internaționali care s-au apropiat de Craiova și de Festivalul Shakespeare, de Teatrul Național Craiova, foarte mult în ultimii 28 de ani. Ce anume îi recomandă pe cei doi oameni de cultură pentru a obține acest titlu de cetățean de onoare? În primul rând, poate sunt cei mai apropiați prieteni ai Festivalului Shakespeare, unii dintre cei mai mari ambasadori care ne-au mijlocit de-a lungul celor 28 de ani de existență ai festivalului, toate multe dintre relațiile pe care festivalul nostru le-a creat la nivel internațional, atât cu alte festivaluri, cât și cu alte teatre care mai apoi au venit și au vizitat Craiova. Dincolo de acest lucru sunt cei doi regizori și scenografi care au deschis în 1994 Festivalul Shakespeare cu spectacolul lor, Cum vă place, un spectacol memorabil care a rămas întipărit în scena teatrală românească. Dincolo de acest lucru, apropierea din ce în ce mai mare de festival a făcut ca cei doi să se apropie din ce în ce mai mult de oraș și automat de Teatrul Național, culminând cu premiera spectacolului Oedip, ce a avut loc luna trecută pe scena Teatrului Național Marin Sorescu. Practic, deschiderea unei noi etape în relația noastră cu cei doi ilustri artiști și, de ce nu, deschiderea unui nou drum, posibil la deschiderea unui nou drum internațional al trupei noastre. Cei doi s-au implicat activ și în viața Festivalului Internațional Shakespeare de anul acesta, ediția cu numărul 13. În acest an, doar la nivel de sfaturi ne-au ajutat, însă următoarea ediție, ediția a 14-a, când festivalul nostru va împlini 30 de ani, le va fi dedicată în mare măsură și vor fi invitate mai multe spectacole din create de ei în lume. Colaborați destul de des cu ei, ne vizitează, vin în Craiova? Ei au venit foarte des în ultimii ani, numai în festival au fost prezenți cu 6 spectacole, dar au venit și au făcut cursuri cu studenții facultății de teatru, au făcut cursuri la Craiova, cursuri cu regizori din toată țara,
cursuri cu alți actori din țară care au venit la atelierele respective, practic ei așezându-se, creându-și cumva o bază internațională la Craiova și dorința lor fiind aceea de a se apropia din ce în ce mai mult și a crea în Craiova un atelier internațional Chic by Chow. Cât de mult înseamnă pentru orașul nostru faptul că, iată, acești doi oameni de cultură vor primi acest titlu de cetățean de onoare? Este o foarte mare onoare că au acceptat acest lucru, este o foarte mare onoare că ei au venit în orașul nostru și că ne susțin de atâta vreme și că vorbesc peste tot pe unde merg și de Craiova. Sunt două personalități recunoscute oriunde în lume, pe orice scenă mare. Dacă vorbim de teatru sau mergem până la Hollywood, la filme, sunt unii dintre cei mai stimați și valoroși artiști de teatru. Ne face plăcere să vină aici la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și chiar să ne viziteze orașul. Ce știți din ce ați reușit să discutați atunci când ne face foarte mare plăcere. Ei chiar discutau la un moment dat, mai în glumă, mai în serios, să-și cumpere o casă și să locuiască parțial în orașul nostru. Faptul că am avut o premieră acum în luna trecută n-a fost întâmplător, a fost o muncă de aproape 8 ani de zile, iar rezultatul pe care l-am avut a fost atât de frumos, încât deja discutăm de un turneu internațional cu acest spectacol, dar mai mult decât atât, de o nouă producție regizată de Clandone Lancini Gormerod la teatrul nostru. În Oltenia, vremea va fi călduroasă după amiaza în sudul regiunii și, în general, instabilă. Haideți să vedem prognoza pentru la noapte și mâine. Astăzi vremea a fost caldă în sud-vestul regiunii, cerul a fost variabil cu unorări temporar accentuate după amiază. La noapte, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a intervalului, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 18 grade. Mâine, vremea va fi călduroasă după amiaza în sudul regiunii și, în general, instabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. În finalul telejurnalului vă prezentăm top 3 cele mai vizionate știri și interviuri care au fost difuzate în cadrul telejurnalului regional și postate ulterior pe pagina YouTube a TVR Craiova în săptămâna 23-29 mai. Cel mai vizionat material de pe pagina de YouTube a canalului TVR Craiova este știrea Acțiune inedită pentru studenții de la medicină. Studenții de la Facultatea de Medicină din Craiova au învățat cum să acorde primul ajutor și cum să salveze victimele de sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare-salvare. Pe locul 2 avem rubrica Interviul zilei cu Niculina Stoican, managerul ansamblului folcloric Maria Tănase din Craiova, iar pe locul 3 știrea patru polițiști arestați. Este vorba de polițiștii din Gorj care au ajuns în arest și sunt acuzați de tentativă de omor și tortură după ce ar fi bătut un șofer cercetat pentru ultraj. Acest top evidențiază preferințele dumneavoastră în materie de clipuri video postate pe pagina de YouTube a canalului TVR Craiova. Vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor. Telejurnalul regional de astăzi se oprește aici, dar nu uitați, dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Eu vă doresc o seară frumoasă și rămâneți alături de programele TVR. La revedere!